Peterson, directorul adjunct de la Agenția de Plăți. Prin natura atribuțiunilor conferite de legea 1, Agenția de Plăți derulează și gestionează fondurile europene și naționale destinate agriculturii. Ca și activități principale, Agenția de Plăți primește cererile depuse de fermier pentru suprafețele pe care le utilizează, face controlul acestor cereri, control administrativ și control în teren, autorizează plata, urmând ca efectiv plata și contabilizarea acesteia să fie făcută de Agenția de APIA Centrală. Înainte de primirea cererilor, este necesară o informare a fermierilor, a beneficiarilor, asupra modificărilor legislative anuale, vis-a-vis de condițiile de acordare a sprijinului financiar, vis-a-vis de cuantumurile care se vor plăti, vis-a-vis de perioada de depunere a cererilor și vis-a-vis de modul în care ei trebuie să respecte condițiile pentru acordarea acestor sprijini. Această campanie de informare a demarat la 1 martie pentru anul 2017, iar ca principale modalități de informare au fost campania de presă pe care a făcut-o Agenția Centru Județean, Agenția de Plăți Centru Județean, o campanie de tip părituri și una de informare prin intermediul paginii de web a agenției și prin deplasările pe care le-am făcut în teritoriu la nivelul localităților. Ca și probleme principale, ca și condiții pe care trebuie să le îndeplinească fermierul, în întâlnirile cu aceștia le-am prezentat schemele de plăți care se vor acorda ca mecanism de susținere în anul 2017 și acestea sunt din Fondul European de Garantare, plățile directe, respectiv schema unică de plată, plata redistributivă, plata pentru practici agricole, benefice pentru climă și mediu, schemele de sprijin cuplat. De asemenea, sunt ajutoarele naționale tranzitorii pentru sectorul vegetal și zootehnic care se acordă de la bugetul de stat și măsurile de dezvoltare rurală care se acordă din FEADER, Fondul European de Dezvoltare Rurală. Această campanie de informare a fermierilor a început pe 23 februarie și va dura până pe 10 iunie, când se va încheia perioada de depunere a cererilor. Ca obiectiv principal sau ca obiectiv general a fost informarea eficientă a fermierilor cu privire la fondurile europene și naționale destinate anului 2017, destinate agriculturii 2017 și modalitatea de obținere de accesare a acestor fonduri. Vorbind despre campania de presă, în presa scrisă, mai exact ziarele, au prezentat pe fragmente elemente ale campaniei de depunere a cererilor de plată. Cererile se depun în perioada 1 martie până pe 15 mai, fără penalități, urmând ca după 15 mai, pentru o perioadă de încă 25 de zile calendaristice, să mai fie posibilă depunerea acestor cereri, însă cu un mic reducere, cu 1% reducere pentru fiecare zi de întârziere. Ca și materiale de promovare, informarea s-a făcut în baza unor afișe privind
plățile acordate privind perioada de depunere, privind modalitatea de completare electronică a cererii, pliante cu normele de ecocondiționalitate și celelalte condiții care trebuie să le mai îndeplinească un fermier pentru a beneficia de plăți pe suprafață. De asemenea, există modalitate de informare prin intermediul paginii de web oficiale a agenției de plăți. Există forumul pe pagina de web a agenției de plăți, unde fermierii au posibilitatea să pună întrebări și să primească răspunsuri de la persoane competente din cadrul agenției de plăți. Având în vedere că până la momentul 1 martie, perioada de început a depunerii cererilor, nu am reușit să desfășurăm întâlniri de informare, de instruire în toate cele 97 de localități, Agenția de Plăți derulează o continuă campanie de informare pe măsură ce fermierii programați vin să depună cererile la APIA, la centrele județene, la centrul județean și la centrele locale. De asemenea, Agenția de Plăți are în vedere și propune o nouă întâlnire la nivel județean cu factorii de decizie de la nivel local, primarii și secretarii primăriilor, pentru popularizarea cerințelor care condiționează plățile pe suprafață și cele din sectorul zootehnic. La acest moment, 28 martie, dintr-un număr total de circa 19.000 de cereri programate a se depune de către fermieri, au fost depuse 4.700, care reprezintă un procent de 25% din număr de cereri programate. Cam asta este situația privind informarea fermierilor de către Agenția de Plăți. Mulțumesc!